Iată că deja vă arătăm modalitățile în care puteți petrece timpul liber în ziua de vineri. Aproape încă o săptămână s-a terminat. Iată așadar cum vă puteți destinde vineri în capitală. Muzeul Național de Artă al României vă invită să vizitați expoziția Laborator, restaurarea picturilor vechilor maestri. Aceasta deschide o serie de microexpoziții ce vor prezenta publicului diferitele laboratoare de restaurare ale muzeului și contribuția lor la studierea și conservarea colecțiilor. Expoziția Măiastra poate fi vizitată la Galateca, cele trei artiste din Luși câștigătoare ale apelului de proiecte IA altfel Ioana Olahuț Elena Ilaș și Alexandra Mureșan aparțin unor categorii artistice foarte diferite și propun un concept original. Acesta se referă la o instalație care cuprinde lucrări de pictură, sculptură în tehnică mixtă, fier și sticlă. De vineri începe și festivalul Strada Armenească. Aici te vei bucura de concerte, dansuri, bucate tradiționale, expoziții, tururi ghidate și multe alte activități, toate în stil armenesc. Și foarte important, intrarea este liberă. Muzeul Național al Literaturii Române din București și Fundația Gelu Naum vă invită la cea de a treia ediție a Festivalului Internațional Gelu Naum. Festivalul va reuni poeți români și străini contemporani apropiați de Gelunaum Naum și de scrierile sale prin cele mai diverse forme. Elite Art Gallery oferă publicului o expoziție estivală cu reduceri. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc pe data de 24 iulie 2018, ora 18.30. Simeza estivală reunește peste 80 de lucrări de pictură, gravură, Aquarelă și pastel care reprezintă un cadou estival dedicat iubitorilor de artă.